Doamnelor, domnilor, bun găsit la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine v-am regăsit! Înainte de toate, vreau să te întreb cu ce rezultat s-a încheiat meciul Rapidului din deplasare. Mi-a zis Daniel mai înainte, meciul a început la ora 14 și s-a terminat, da, după ora 45 cu prelungiri. 3-1 a luat bătaie echipa de nefotbal de Liga 3-a Rapid CFR Suceava. Ia bătăi în ultima vreme de nu mai știe ce este cu ea, mai bine nu s-ar mai duce. Azi 3-1, dacă nu se prezenta, o lua cu 3-0, dar măcar făcea economie la bani. Bașca faptul că doi jucători de la Rapid CFR Suceava au fost eliminați prin minutul 60 și au și cartonașe roșii, cred că îi și amendează. Deci păi nu, da. Cum e mai rău? La Onești a luat bătaie echipa de nefotbal de la Suceava. Merge foarte, foarte rău. Mie îmi pare rău că se întâmplă asta. Echipa noastră de pe locul 11 din 14 echipe a jucat astăzi cu echipa de pe locul 9. Păi dacă ea de pe locul 9 te bat cu 3-1, ăia de pe locul 1 te bat cu 8-0. Și ca să nu iei cu 8-0, nu te deplasezi și o iei cu 3-0. Poate ne aduc vești mai bune băieții de la handbal, cei de la volei. Mai lasă-mă și cu handbalul un pic mai ușor, că handbalul, echipa de handbal are niște limite, mi-am dat seama. Eu prea e știu umflată. Nu, da, da, este o echipă umflată cu pompa, cum e expresia asta inventată de niște conducători din fotbal. Da. Echipă de vopsiți, echipe de jucători vopsiți, așa e și echipa noastră de vopsiți, că ba nu sunt bani, ba aia, e programul încărcat, nu știu cum. Ăia sunt mai nu știu cum, ăia la alt sau nu știu ce antrenori. Deci, da. Practic, echipa noastră cred că este de locul pe care este acum 6 și cred că o se ducă pe locul 7 și nu mai pupă echipa asta locuri de cupă europeană. Este o echipă modestă de Hanma. A joacă la Baia Mare și aia sunt modești. S-ar putea să scoată un rezultat bun, dar nu fi toată de încrezătoare. Păi, când joci cu o echipă bună, o iei obligatoriu. Deci nu se poate... O echipă, fie de volei, de handbal, de ce vrei tu, de hockey, evident că sunt echipe mult mai favorite, nu? Dar nu este obligatoriu, nu se întâmplă de fiecare dată ca echipa care pleacă din postura de echipă nefavorită să ia bătaie. Ori, echipa de handbal, CS Universitatea Suceava, a luat bătaie de fiecare dată la echipe mai bine cotate. Cum e cea la Reșița, Constanța, acum și Odorheiu te bate. Bine, Odorhei are un parcurs bun anul ăsta. Dar este o echipă de mijlocul clasamentului spre partea de jos a clasamentului. Da, și acum să vorbim despre sănătate, despre sănătatea care o să ne coste de anul viitor și mai mult decât ne costă. Așa e bună specificația asta. Pe de o parte... Pentru că și acum ne costă, da, nu poate spune nimeni că pe nu de o parte este bine cu sistemul ăsta decuplat, așa cum l-am înțeles eu. Oricum se mai schimbă până la jumătatea anului viitor când va intra în vigoare. O să mai apară norme metodologice, da. Știi că la noi totul este foarte complicat. În sensul că nu o să ducă toată ziua, bună ziua, lumea la doctor. Da, acolo, pentru asta este bine, pentru că sunt câțiva abonați care merg la doctor, se plictisesc acasă, nu au ce face, vor să mai schimbe mediul și merg la doctor. Sunt niște profesioniști. Trag de ușă acolo. Da, sunt niște profesioniști ai cabinetelor medicale. Ori plătind o parte din consultații, aceștia nu vor mai avea aceeași pornire să meargă să bată medicul la cap de virea. Deci din punctul ăsta de vedere să știi că este bine. Pe de altă parte, eu tot aud de un an și ceva de zile că tot se ia. Adică n-am auzit undeva să se dea. Tot se ia. Se ia din aia de șomaj, se ia din aia de asistent social, se ia din aia de la... Indemnizația de mame. Așa, de la subvenția pentru energie termică. Tot se ia. Și ce mă supără cel mai tare, că luatul ăsta se face în numele reformei. Care reformă la noi multe și democrație, termenul ăsta de democrație, în România este stârcit, este desfigurat. Și cuvântul reformă este tot desfigurat. Deci el înseamnă cu totul altceva. La noi reformă înseamnă să tai, să dai afară. Deci nu asta este reformă. Dar băieții aceștia, pentru a masca
ceea ce fac, bagă reformă și mulți... Bagă reforma în față. Bagă reforma în față. Și mulți, bă, asta o fi însemnând reforma. Eu nu știu că reformă, cuvântul reformă înseamnă cu totul altceva în alte țări. Să fie mai bine, nu. Cuvântul reformă înseamnă cu totul altceva în alte țări. Cuvântul domn înseamnă cu totul altceva în alte țări. Și e foarte rar folosit. Da. Cuvântul om. Păi știi cum e. Lume multă, oameni puțin. Da, bun, și acum trebuie să vorbim despre ce anunțasem ieri că o să fie asta. Ieri am spus, am făcut un apel la populația județului Suceava să nu rateze, cumva, Doamne ferește, emisiunea de 3 ore de pe Money Channel, unde conducerea de partid și de stat a județului Suceava, cu toată conducerea astăzi, lipseau vreo doi motivat, a fost acolo și timp de 3 ore s-a vorbit despre județul Suceava, despre municipiul Suceava, despre câte lucruri bune se fac aici, după cum s-a vorbit despre faptul că județul Suceava trebuie să fie un model din punct de vedere turistic, al infrastructurii, al învățământului, educației, multiculturalității, din punct de vedere etnic. Dacă aș fi fost plecat în Noua Zeelandă 25 de ani la crescut canguri și l-a dat mâncare la struți și aș fi văzut emisiunea asta, mi-aș fi tras câteva palme, aș fi zis, domnule, eu am fost un dobitoc că am pierdut șansa de a... că am pierdut câțiva ani din viața mea și n-am fost contemporan cu Gheorghe Fluturu, Ion Lungu, Nelu Balan, Sanda Maria Ardeleanu. Că e o echipă. Și echipa, bineînțeles. S-a văzut toți astăzi. Domnii directori, zic, domne, cum am putut eu să fiu atât de prost să stau în Noua Zeelandă, să-mi pierd tinerețele, să nu fiu contemporan cu acești titani ai modernismului din Europa și din lume. Dacă auzeai ce se spune acolo, spuneai că aici este raiul pe pământ, că România este o țară, pardon, Bucovina. Da, dacă parcă e altfel județul aici decât în că este decuplată. De, spuneai că noi suntem, ca să fac o comparație, înainte de 89, că noi am fi fost Austria și că România ar fi fost România. De dinainte de 89, cam da, așa da, spuneai. Da, da. Totul era zugrăvit în culori foarte luminoase și foarte optimiste. Numai că atmosfera în cadrul emisiunii respective era o atmosferă tristă. Da, n-a prea fost în ton cu cenușie, cele povestite, neagră. Nu? Da, și eu nu spun că nu se fac lucruri. Deci să nu fiu greșit înțeles. Da, deci da. Nu spun că nu se fac lucruri. Dar pe de altă parte este în fișa postului a unor oameni. Dacă ești președinte al Consiliului Județean, trebuie să faci asta și cu asta și cu asta. Adică sunt niște lucruri normale. A, că în România face ceva bun este anormal, e cu tot o altă poveste. Așa s-a bun. Ajuns. Asta, de ce n-am zis că nu se fac lucruri bune? Dar să stai 3 ore înconjurat de subordonații tăi pe linie politică și administrativă, cum a stat astăzi Gheorghe Flutur, și să fii periat de sus până jos, de la stânga la dreapta, numai nu i-au pupat mâna. Vreo doi cred că ar fi sărit să-i pupe condurii, dacă are condus să o pinși, nu știu ce poartă domnul Flutur. Una, două, se uita unul, așa, dacă spunea unul ceva, se uita la domnul Flutur. Zicea două vorbe, se uita la domnul Flutur. Am zis, bine? Câțiva și înghițiseră vorbele. Bine, și emoție, că erau camere de la vedere. Da, unii au fost pentru dar emoția foarte mare la ei este prezența lui Gheorghe Flutur, pentru că dacă n-ar fi fost Gheorghe Flutur, ar fi fost mai relaxați. Probabil. Dar ei una, două, stresați. Ce zice toar? Ce zice toar nu... prim secretarul are? Oare ce se întâmplă? Oare am spus bine? Emoția de acolo era dată. Uh-huh. Deci a fost o adunare politică astăzi la Palatul Administrativ în care în cadrul căreia domnului președinte Flutur i s-a ridicat o statuie. Cum avem Bucovina înfluturată, statuia aia de a fost în centru și a mutat-o un pic mai acolo, cum e ouul ăla de nivel mondial de Academia Recordurilor care nu folosesc la nimic. Astăzi, din vorbe, i s-a făcut o statuie lui Gheorghe Flutur. Noroc că emisiunea a ținut 3 ore. Dacă ar fi ținut 5 ore, statuia ar fi fost atât de înaltă că n-ar fi putut să o scoată din Consiliul Județean. Din Consiliul Județean, da. Și te-ai fi dus la Consiliul Județean și pe lângă cerdacul domnului Flutur, ai văzut o statuie care ar fi dat cu capul de tavan. Așa o statuie i s-a făcut domnului Flutur. Eu nu zic, emisiunea... nu știu cât s-a uitat, asta este problema. Bun, au fost mesaje din asta de... I s-a făcut publicitate Bucovinei. Da, 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 asta e clar. Dar de la ora 10, la ora 13, nu știu câte lume s-a uitat. Apoi,
poate o fi o înțelegere între postul de televiziune și Consiliul Județean să se facă niște știri, să se bucățească emisiunea și să se dea cu repetiție. Poate este lucrul ăsta, ceea ce ar fi foarte bine. Dar au fost 3 ore, ceea ce este prea mult. Este extraordinar de mult o emisiune fără imagini, fără ilustrație. Nu a fost o emisiune jucată. A fost o emisiune în care toți se lăuda pe Gheorghe Flutur, înțelegi? Toată lumea a lăudat pe Gheorghe Flutur și cine să stea 3 ore, să spunem unul din Bicaz, să zicem un potențial turist din Bicaz sau din St. George's Bay sau de la Tichirghiol, așa? Uiți 3 ore să-i auzi pe unii cum se laudă și cum spune ei ce proiecte au făcut. Deci mie mi se pare, dacă în caz că nu există o înțelegere cu postul de televiziune să bucățească emisiunea, să dea știri și calupuri de acolo, să stai 3 ore să... Nu și are rostul. Dar nu știu, pe moderator l-am văzut într-un cadru căscând. Adică, dacă el s-a plictisit de emisiune, el îți dai seama. El a căscat, o fi fost obosit, că a venit omul de la București, dar da. Totuși... A fost o emisiune ștearsă, tristă, adică niciun om din țara asta românească, doar niște pensionari care n-aveau ce face la ora aia și s-au săturat de Mari Mari și Mini Mix și nu știu ce canale, și de OTV, au zis, hai dă mai aici și poate unul știa pe Petre Adulgheru, care apărea așa în fundal, poate un cumătru de-a lui de la Băilești, l-o fi văzut ăla să se fi uitat, poate îl mai știa pe Dragoș Jurable, un fost coleg de-a lui de la școala profesională de la Vicovu de Jos, doar așa, știi? Dar rest, ce a fost? Eu m-am uitat, pentru că m-am uitat din punct de vedere profesional. Sigur. Să văd până unde se poate ajunge. Și am văzut până unde s-a putut ajunge. Și bașca faptul că eu am făcut ieri îndemnul domnilor, femei și bărbați, uitați-vă Suceveni la emisiune, că dacă nu, vin poterile domnului Flutur și cei care nu s-au uitat la emisiune, Tun Zero și la Canal D, acolo la Bahmuțean la emisiune. Și eu zic să nu mă trimită la Canal D, că mai mare durere pentru mine n-ar fi, zic mă uit la emisiune, dacă mă întreabă cineva, să știu să răspund. Răspunzi, da? Dacă mă întreb, știu. Mă, nu știu chiar totul. Că am putut să rețin minte. Știi? Dar mare știu ce a spus Nelu Bălan, ce a zis Ion Lungu, ce a zis Gheorghe Flutur. Sanda Maria Ardeleanu. Domnul Rumbu. A vorbit și domnul Cadariu. Bine, el spune că a vorbit. Aia n-a fost vorbă, ce săracul împiedicat. Pot să spun ce a fost acolo. Deci dacă mă întreabă cineva, nu mă poate tunde zero nimeni. Te-ai scos. M-a. Îți mulțumesc, Sorin, foarte mult. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!